Percheziții cu mascați la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit unor surse publice, ar fi vorba despre un șef de direcție din cadrul MAIE. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a confirmat că la instituția pe care o conduce au avut loc percheziții, însă nu a precizat care dintre angajați este vizat. Mai multe informații decât cele care au fost făcute publice de procuratură nu am dreptul să divulg. Într-un comunicat de presă, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat că nu a fost reținută nicio persoană, iar procurorii PC Cox și ofițerii SIS vor veni cu mai multe informații ulterior.